Enoria și Bisericii Acoperământul Maicii Domnului din Dondușeni au descoperit actul de profanare pe 2 noiembrie, în timpul slujbei de dimineață. O cruce a fost smulsă de pe mormântul unuia dintre fondatorii locașului de cult, iar de pe alt mormânt a dispărut o plăcuță. Găsită dimineața pe 2 noiembrie. Iată, aici a fost găsită crucea. Ce-i frumos să-ți fac crucea, să pui pe... să smulgă, să pui. Dar și așa s-a făcut, mă. Dar ce-i frumos așa? Florile, aici au smult, acolo crușa au smult și au pus pe mormânt. Și asta. Asta e frumos așa. Și ca întotdeauna depun flori la mormântul soțului meu. Și am observat crușa la părintele Marin răsturnată. De eu, cum e posibil așa ceva? Până acum la noi nu s-a întâmplat niciodată lucrul acesta. Să devastez mormintele. Nu cine poate să facă lucrul ăsta, dar aici, în ajunul alegerilor, se cred că numai frații noștri. Ani dimineața să prind candela și ei, care zice, cântez slujba. Mi se prind candela și mi-a zis crușa, crușa nici nu era crușa, era zvălit în pusanțe și în iarbă. Și am strâns sârmă ce era ruptă la crușa, la șeilantă. Cu încurca, nu știu. Construcția bisericii a început în 2009, iar unii localnici s-au opus atunci, susținând că în oraș existau alte locașuri de cult. Ceea ce ne-a deranjat pe noi cel mai mult este că această surpriză neplăcută sau, să spunem așa, această palmă dată bisericii noastre a fost în ajun de alegeri prezidențiale și noi înțelegem că acest lucru este o palmă dată atât democrației cât și românismului, cât și a poziției bisericii noastre, care tot timpul s-a străduit să redescoperim identitatea românească pierdută a unor cetățeni din oraș și din nordul Basarabiei. În ciuda amenințărilor și protestelor, biserica a fost finalizată în 2019 și a devenit foarte importantă pentru comunitate. Aici se vede că este un lucru organizat, da? Este un lucru meditat, un lucru foarte bine pus la punct, mai ales că legile Republicii Moldova, codul penal, articolul 222, menționează foarte clar că pedepsele pentru cei care profanează morminte sunt foarte mari. La Inspectoratul de Poliție Dondușeni a fost înregistrat un caz de profanare, polițiștii fiind sesizați la data de 3 noiembrie curent cu privire la deteriorarea a 2 morminte de pe teritoriul unei biserici din orașul Dondușeni. Polițiștii au stabilit identitatea unei persoane care ar fi implicată în acest incident, acesta fiind un locuitor al raionului Dondușeni de aproximativ 60 de ani. Biserica Acoperământul Maicii Domnului din Dondușeni este frecventată de aproape 250 de familii.